Poet al ferescului și al candorii, o inimă ce râde și plânge în cuvinte, purtătorul de cuvânt al tăcerii. Aceste aprecieri au fost date distinsului poet Vasile Romanciuc, care este prețuit de cititori de toate vârstele, dar și de confrații de condei. La Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă a avut loc un medalion literar prilejuit de aniversarea 70-a de la nașterea poetului. Maestrul Spiridon Vanghelie și-a amintit că regretatul poet Petru Zadnipru a fost cel care l-a descoperit pe timpuri pe Vasile Romanciuc. Zadnipru a venit foarte bucuros și a zis: Spiridon, l-am găsit, țineți și poet, și ce poet o să fie, Vasile Romanciuc. Vasile Romanciuc a îndreptățit așteptările mentorului său. Poezia i-a devenit stare de spirit, mod de existență. Multe dintre versurile pline de frumusețe, durere, adevăr, au devenit cântece îndrăgite și au constituit o revelație pentru cei prezenți. Poezile tale ai luat toată durerea neamului nostru. Și se strânge inima și totodată te întărești. Am început să marcăm 70 de ani ai poetului Vasile Romanciuc, cât încă din luna august, chiar la Paștina Domniei sale, în cadrul celei de-a doua ediție a Universității Populare de Vară Vasile Stroiescu. Fire modestă și delicată, Vasile Romanciuc și-a plăzmuit poezia în singurătate, s-a ferit mereu de tribune și mulțime. Dar poezia dumisale a lucrat întotdeauna pentru mulțime, pentru adunări naționale. Am în față note de provincial, cartea aceasta care a fost alături, a fost în miezul mișcării de eliberare națională, cu Ștefan cel Mare rugându-se către urmași, cu marii bărbați ai neamului, cu conștiința națională. Lăcașuri sfinte ne sunt cuvintele, ca într-o biserică, într-un cuvânt, aceste rânduri din creația lui Vasile Romanciuc îi caracterizează exact sensibilitatea poetică. A cântat extraordinar de simplu și modest dragostea de țară și de frate, scriind cu stiple de busuioc și crescându-și aripi de carte, e un poet solar, un poet al luminii. Așa să ne rămâi în continuare. De-a lungul anilor, Vasile Romanciuc s-a învrednicit de cele mai prestigioase premii literare din tot spațiul limbii române, dar mai presus de toate i-a fost dragostea cititorilor. Anume această prețuire, spune el, îl obligă să-și continue munca de creație.